Am obligația să o fac. Există lege care interzice serviciilor să-și facă cunoscute rețelele, ofițerii acoperiți, ofițerii descoperiți și așa mai departe. Dar când discutăm despre funcția de președinte al României, nu poți să nu informezi. Pentru moment, Traian Băsescu a explicat că nu vrea să dezvăluie numele candidatului pentru că vrea să-i dea ocazia să recunoască singur. Este nepermis să nu spui, pentru că eu sunt convins că dacă un candidat ar spune, da, am fost sau sunt ofițer acoperit sau ce am fost, nu i s-ar întâmpla mare lucru. Mă uit că domnul Voiculescu e destul de popular, nu? Da. Scoate oamenii în stradă, dar trebuie să spui, pentru că atunci te eliberezi și de dublu control. Îți exerciți funcția fără nicio grijă. Nu este corect. Este pentru a doua oară când Traian Băsescu amenință publică va scoate la iveală lucruri ascunse din CV-urile candidaților la prezidențiale.